Bun găsit! Săptămâna începe cu aspecte încurajatoare. Suntem puși pe treabă, responsabili în acțiuni și dornici de afirmare. Profesional, suntem stimulați să ieșim în față, dar ne implicăm activ și în proiectele personale sau în activitățile sociale. Berbecii au parte de discuții importante și se pot impune într-o conjunctură profesională. Nativii se pot folosi de relațiile pe care le au pentru a obține niște avantaje, fie de imagine, fie materiale, posibile întâlniri neașteptate cu prietenii. Taurii ar trebui să aibă mai multă grijă la comunicare în prima parte a zilei, posibil să nu priceapă exact niște mesaje sau să le transmită eronat. Relația cu instituțiile statului este destul de greoaie. Niște situații profesionale în care sunt implicați pot avea o evoluție ciudată, chiar neprevăzută. Gemenii ar trebui să se asigure că sunt la zi cu taxele, impozitele, ratele la bănci și alte datorii. Partea a doua a zilei le poate aduce niște vești neașteptate sau nativii pot fi surprinși de viziunea bizară pe care o au anumite persoane cu care interacționează. Pentru raci, ziua începe cu tensiuni și discuții în contradictoriu, fie în cuplu, fie cu cei cu care desfășoară activități profesionale. Refuzul de cooperare al lor sau al partenerilor s-ar putea să le pună piedici și într-un context cu miză financiară. Nici pentru lei ziua nu începe prea plăcut, s-ar putea să nu se simtă bine, să aibă de-a face cu situații stresante la locul de muncă și să fie mai agitați ca de obicei, posibile presiuni venite din partea celor cu care lucrează. Fecioarele își pot reprima unele emoții și trăiri afective, cel mai probabil pentru că nu sunt sigure pe sentimentele lor sau pe sentimentele persoanei iubite. Nu vor dori să dea prea multă atenție acestui context și vor căuta să se refugieze în muncă, însă va fi greu să rămână focusați pe ceea ce fac. Balanțele simt nevoia să facă mai mult ceea ce le place și de data aceasta reușesc să se raporteze la dorințele lor și nu la cerințele sau impunerile altora. Ziua se încheie într-o notă mai romantică și distractivă. Scorpionii își impun punctul de vedere cu multă autoritate. Deși se tem să ia o decizie finală, cel puțin își exprimă opiniile. Posibile întârzieri dacă așteaptă o aprobare. Seara o pot dedica familiei și treburilor gospodărești. Săgetătorii s-ar putea să fie mai agitați în prima parte a zilei din cauza unei situații financiare. Poate fi vorba de o înștiințare primită, de niște plăți și cheltuieli pe care nu le mai pot amâna. Întreaga zi pot primi fel și fel de vești neașteptate. Capricornii, deși au toate armele pregătite, nu vor reuși să rezolve prea ușor situații ce țin de acte. S-ar putea să se facă mai greu înțelegi de cei din jur și asta să enerveze posibile informații de natură financiară care îi iau pe nepregătite. Pentru vărsători, ziua nu începe în cele mai bune toane, însă atmosfera se mai liniștește până spre seară. Posibil să se blocheze pe o idee sau un gând obsesiv să nu le dea pace. Au nevoie să petreacă mai mult timp cu ei înșiși și să caute răspunsuri la ceea ce îi nedumerește. Peștii pot avea parte de unele discuții în contradictoriu și neînțelegeri cu prietenii, asociații sau angajații. Pot fi dezamăgiți de parcursul unui proiect și tot acest context le poate afecta starea de spirit. Au nevoie de mai multă odihnă. Dragii mei, atât pentru astăzi, dar ne revedem și mâine!